Hristos a născut. A trecut un an de zile de când aștept să vă salut astfel și iată-ne în studioul Bisericii Betania, gata să ne bucurăm de cel mai frumos cadou care ni s-a făcut nouă oamenilor, nașterea lui Iisus Hristos. Eu sunt Crina și împreună cu mine am în studio pe Emima, pe, spune cum te numești? Tania. Beniamin. Și fără microfon, doar cu o chitară înarmat, Adi. Noi vom fi împreună cu voi, gazdele voastre, până vom începe colindul împreună cu toți cei care ne faceți onoarea să fiți la Biserica Betania în această seară și cu cei care ne veți urmări pe internet. Vă salutăm așadar și dorim să vă simțiți bine împreună cu noi. Aș vrea să nu reținem pe Tania foarte mult. Ea este pregătită să cânte. În seara asta cu cine vei cânta la seara colindelor? Ține microfonul și spune-ne. Acolo în biserică, sus, cu cine vei cânta? Cu corul de copii. De cât timp ești tu la corul de copii? 3 ani. De 3 ani, dar ai tu 3 ani deja? Câți ani ai tu? 8. Deci mergi la corul de copii de când aveai? 5 ani. Uite de ce este bună matematica. Putem să calculăm diverse lucruri simple. Și ce îți place cel mai mult la corul de copii? Pentru că putem să cântăm. Să cântați. Și cântați așa de frumos. Uneori când vă ascult, mă gândesc, sunteți un cor de copii sau sunteți un cor de îngerași? O să vedem diseară care e răspunsul la întrebarea asta. Beni, tu ai fost vreodată la corul de copii? A fost. Timp de 2 sau 3 repetiții. Erai mic, fost. Mare? După. Nu mai simt, când eram la gimnaziu, cred. Și de ce n-ai mai fost? Te-au exmatriculat sau n-ai cântat corect? Sau? Nu, cred că mi-a dat solo cineva și când am auzit că mi-a dat solo, am zis că nu mă duc. Ți-era rușine sau? Probabil. Tania, cum e acum situația? Copiii de la cor vor sau nu vor solo? Vor. Toată lumea vrea solo. Da. Vremurile s-au schimbat. Se bat pe solo. Da. Sperăm că nu sunt și victime foarte mari. Emima, tu ai fost în corul de copii? Nu, n-am fost niciodată. Da, am vrut când am fost mai mică, dar nu știu ce. Tu locuiești puțin mai departe de Oradea, de aceea, și tu ești rudenie cu cineva din studio, care pe vremea aceea nu avea mașină, nu? Da. Da. Adi, nici tu nu ai fost în corul de copii, dacă mi-amintesc bine. Dar hai să vorbim din nou puțin cu Tania. Tania, aș vrea să ne spui ce-ți place cel mai mult de Crăciun. De fapt, înainte să ne spui ce sărbătorim noi de Crăciun, că foarte mulți oameni confundă și sărbătoresc alte lucruri. Noi ce sărbătorim de Crăciun? Nașterea lui Iisus. Nașterea lui Iisus într-o iesle din localitatea? Ierusalim. Nu, din localitatea pe aproape? Na. Betleem. Betleem. Nașterea lui Iisus într-o iesle din Betleem. Și care e personajul tău preferat? Maria. Pentru că? Pentru că este mama lui Iisus. Așa, și Maria a dat dovadă de multă ascultare. Ați împodobit apartamentul de Crăciun? Da. Ce ați împodobit? Vom pune luminițe. Luminițe? Luminițe. Ține microfonul mai aproape. Și? Și am mai decorat cu niște globuri. Cu niște globuri. Ce culori? Roșu și alb. Roșu și alb. Și cine a decorat? Mama, tata? Toți. Toți? Și surioara ta mai mică? Și ea. Ce îi spui surioarei tale acum? Ce îi spune o urare de Crăciun? Ce urare îi faci surioarei tale? Sărbători fericite. Foarte corect. Sărbători fericite tuturor. Da. Corect. Aș vrea, înainte să pleci la repetiția cu corul de copii, să ne cânți un colind, pentru că tu ești foarte curajoasă. Un colind care îți place ție foarte mult de Crăciun. Cum se numește? Să răsune cântări. Să răsune cântări. Te ascultăm. Cum o piesă în premieră, cortina își ridică scena terei și arată un decor inedit. Un staul, o iesle, doi tineri, o noapte, cum îngerii n-au mai privit. Mai apoi se-ntorc, văd pe tatăl spunând, fiul meu, tu ești dragostea mea. Iisus scoate smerit coroana de fiu, o tată, fac voia ta. Ia
Dar ceasul gândit acum a venit să coboare lumina în besna de jos. Și din cerul curat în iesle culcat, ca un om s-a născut Hristos. Iar tatăl porunca da lui Gabriel să răsune trompete și corzi. Duceți vestea la magi, la păstori tuturor, iar voi îngeri uniți-vă toți. Umpleți cerul cu voci într-un cor, să răsune cântări pentru împărat. Slavă lui, da, până în zări fie lăudat. Pruncul ce ne-a fost dat, să răsune cântări pentru împărat. Slavă lui, da, până în zări fie lăudat. Fiul Sfânt s-a întrupat, să răsune cântări pentru împărat. Slavă lui, da, până în zări fie lăudat. Iisus s-a întrupat, să răsune cântări pentru împărat. Slavă lui, da, până în zări fie lăudat. Iisus e în veci de veci, Iisus e în veci de veci, Domn. Foarte, foarte frumos, Tania, mulțumim. Ai învățat colindul acesta la corul de copii, da? Da. Și nouă ne place foarte mult, ai cântat foarte, foarte frumos. Mulțumim pentru prezența ta împreună cu noi în studio. Și înainte de a asculta și pe ceilalți care au câte un colind de cântat, aș vrea să ne spui tu, Emima, care e o amintire a ta de la colind, de când erai mică sau ceva ce ți-amintești. Eu mi-amintesc când eram eu copil, când eram eu de vârsta Taniei sau poate puțin mai mare și mergeam la colind. Era foarte, foarte frig. Uite, aveți în imagini, ați avut în imagini decorul și biserica așteptându-vă să pășiți împreună cu noi la o seară de colinde. Deci eu mi-amintesc frigul și zăpada. Ce ți-amintești tu de la colind? Cred că cel mai bine mi-aduc aminte prima dată când am fost cu colinda, cu grupa Alegria. Cât ani aveai? Nu mai țin minte, 9, 10. Adică a fost prima dată pentru mine, că voi ați mai fost. Și, da, frigul cred că a fost. Și mai mi-amintesc ceva de colindele cu grupele de copii, căciulile care au deveneau de la începutul colindului, erau purtate pe cap să țină să te protejeze de frig, iar apoi erau purtate în mână. Și poți să spui de ce? Ah, da. Pentru că mergeam foarte mult pe jos, că la început nu aveam mașină. Adică erau nu aveau mașină. Dar ce puneau copiii în căciuli? A, dulciurile. Dulciurile. Oh. Se umpleau buzunarele, da, atât de tare cu dulciuri, încât nu mai aveau loc în buzunare și atunci copiii își foloseau căciulile pentru a transporta bomboanele, portocalele și alte dulciuri pe care le adunau de la colind. Adi, aș vrea să iei și tu microfonul și, pentru că noi am fost mici cam deodată, ce îți amintești tu de la colind? Și eu mi-aduc aminte tot de frig. Prea puține au fost iernile cu zăpadă. Țin minte că ne făceam mănuși, eu cântam la chitară și ca să pot cânta trebuia să-mi tai vârfurile de la degetele mănușilor să pot cânta. Cu mâna dreaptă era mai greu, că trebuia să dau pe corzi, însă da, tot de frig îmi amintesc. Și mi-amintesc pe vremea aceea stăteam la colind mult mai târziu decât se stă astăzi, acum până aproape spre dimineață. Așa mi-amintesc și eu. Beni? Păi numai lucruri negative ați zis. Nu-i negativ! Absolut deloc, nu-i negativ. Mi-aduc aminte de prăjituri, mandarine, suc, așa de multă mâncare, ceai, perfect. Ceaiul cald. Exact. Și frigul e foarte bun. Dar, nu-mi imaginez un colind fără frig. Ar face parte din decorul perfect.
spune, care dintre voi vă faceți curaj să colindați mai departe? Sau să începem? Beni, tu cânti de obicei la pian? Și mi-ar place să rămână așa. Dar noi te-am auzit că poți să cânti foarte bine și cu vocea. Alegeți un refren de Crăciun, un colind? Păi, dintre colindzile mele preferate... Colindzile. 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 Mele preferate. Spune, mergi și spune pretutindeni. Și îmi place așa de mult pentru că ne motivează să, la adevărata noastră chemare, la ceea ce ne poruncește Iisus după înălțarea sa. După înălțarea sa, să mergem să îl propovăduim. Colinde spune, mergi și spune pretutindeni că Iisus a născut. Dar El ne spune să mergem pretutindeni să facem ucenici în numele Lui. Și într-o oarecare măsură se leagă cele două. Se leagă. Hai să te auzim cum cânti fără pian. Mergi, spune pretutindeni, du-ați cuvântul peste munți. Mergi, spune pretutindeni, că Iisus a născut. Mergi, spune pretutindeni, du-ați cuvântul peste munți. Mergi, spune pretutindeni, că Iisus a născut. Ei, te descurci foarte bine și fără pian. Poți pe viitor să-ți aduci și pianul împreună cu tine aici în studio. Avem loc și pentru el. Ne ajută Petri să facem un decor adecvat pentru pian. Care e personajul tău preferat din istoria Crăciunului și de ce? Păi, asta și m-am gândit și am avut o dezbatere să fie magi, să fie păstori, să fie... Și am stat acum și m-am gândit mai bine. Și personajul meu preferat e Iisus. Bineînțeles. E pur și simplu speranța care a venit pentru noi ca să avem salvare. Fără El n-ar exista nimic. Și cu toate astea, pe El sărbătorim de Crăciun, exact. Și cu toate astea, la fel ca și atunci când El s-a născut, sunt foarte mulți oameni care dorm. Este un somn al omenirii, cum se exprima un scriitor. Un somn al omenirii în care nu știi ce se întâmplă și treci pe lângă sărbătoare și sărbătorești alte lucruri. Ce alte lucruri ne pot fura esența sărbătorii? Păi cam majoritatea lucrurilor pe care ni le prezintă toată lumea. În ideea în care nu e nimica special la un copil născut într-o iestle sărăcăcioasă din două personaje neimportante. Din acea vreme. Maria și Iosif nu erau deloc importante. Dacă s-ar fi născut la palat. La Irod. Unde l-au căutat chiar și magii. Exact, atunci toată lumea l-ar fi sărbătorit. Dar până la urmă, asta e farmecul. Și probabil asta e și marele pericol să ne fure pregătirea Crăciunului, să ne fure luminițele, să ne fure prăjiturile, cozonacii, colindul chiar, și să trecem pe lângă ceea ce sărbătorim cu adevărat, și anume nașterea lui Iisus. Mulțumesc! Emima, care e personajul tău preferat din istoria Crăciunului? Mie îmi place foarte mult de păstori. Îmi place mult ideea de a lăsa totul, cum și-au lăsat ei turmele, pentru a merge și a se închina noului născut. Mai ales că, specifică Biblia, păstorii stăteau noaptea și făceau destraj. Aveau o misiune foarte importantă, să-și păzească oile, și își se achitau de sarcina asta lor. Când cei care stau destraj și sunt concentrați pe ceea ce au de făcut, văd un semn extraordinar. Văd un înger și aud o veste. Și apoi văd un cor de îngeri care dau slavă lui Dumnezeu, pentru că despre asta este vorba de Crăciun, să dai slavă lui Dumnezeu și să te duci la copilul care s-a născut în iesle. Și mie îmi place foarte mult de păstori, mi se pare de o simplitate covârșitoare, și faptul că au venit la iesle cu ce au avut. Și cred că asta este de fapt și esența, să vii la iesle, să vii la copilul Iisus cu ceea ce ai, cu ceea ce ești. Important este actul închinării. Care e colindul tău preferat sau colindul pe care tu îl vei cânta? Veniți credincioși azi. Te ascultăm. Veniți credincioși azi, plini de bucurie venit, o veniți toți la Betleem. Yeah.
mulțumesc, Emima. Adi, vreau să stăm puțin de vorbă. Personajul tău preferat. Și apoi Colindul tău preferat. Și în mod surprinzător o să te rog să le și fredonezi. Dacă ceilalți au știut dinainte că li se va cere un colind sau un refren. Da. Surprise. Sunt prea multe refrenele care aș putea să le cânt. Bine, ai voie două. Bun. Foarte. De Crăciun. Cred că mă fascinează foarte mult magii. Pentru că îmi dau seama că erau oameni deosebiți. Să te uiți pe cer, să observi că a apărut o stea, să-ți dai seama că este ceva extraordinar, să este ceva ieșit din comun, să știi să urmărești această stea și la fel ce ca aștepți și să înțelegi că ce ai așteptat ți s-a anunțat. Da, exact ca și păstorii au lăsat totul și au călătorit un drum foarte lung pe cămile. Pe vremea aceea nu erau nici trenuri de mare viteză. Mi-ați amintești colindul cu magii? Au venit magii în grabă? Nu. Unde oare îl vor vedea? Puteam cu grupa? Da. Ok. E ok, aveam un colind foarte frumos despre magii. De departe pe cămile, nu? Da, da. Nu, asta e altul. Asta e altul. Aș putea, dacă nu, m-aș bucura de iarnă, pe deplin, cu răceală, cu tot. Deci mă fascinează magii și din punctul de vedere al faptului că au adus probabil ce au avut ei mai bun. A aduce aur, cred că nu e un lucru mic, și smirna și tămâia, probabil că pe vremea aceea erau lucruri scumpe care le-au adus pentru i-a costat un ceva împărat, închinarea, da, i-a costat darul. Și cred uite, vezi, asta e încă un lucru pe care cred. De la ei. Da, exact asta vreau să spun, asta putem învăța de la ei atunci când îi aduci copilului Iisus un dar, să îi aduci ceva ce te costă, nu un lucru de care oricum nu mai ai nevoie, ține copilul Iisus cadoul ăsta, mie nu mi-l mai trebuie, mulțumesc, ține-l tu. Dar magii au călătorit îndelung, i-a costat și așa s-au închinat, plătind un preț. Tu ce spune că putem învăța? Eu asta am înțeles de la magii. Asta vreau să spun și eu. Sunt mulți oameni care își trăiesc viața așa cum vor și la sfârșit, când sunt bătrâni și pe pat, poate neputincioși și nu mai pot face nimic, atunci se gândesc și ei la veșnicie și hai să fac ceva și să-i dau lui Dumnezeu viața mea sau cea mai rămas din ea. Eu cred că putem să învățăm de la magi că ar trebui să-i dăm lui Dumnezeu toată viața noastră, cei mai buni din ea, încă de la vârstă fragedă. Așa e. Și ce vrei să ce vrem să cânt? Să vrei să cânti? Da. O să cânt Eu pot să spun. Da. O să cânt. E iarnă și afară e frig? Și asta pot să cânt, da. Vezi că poți. E iarnă și afară e frig, acum s-a înserat. Și vântul se aude plutind pe la uși neîncetat. Și noi stăm lângă foc, e iarăși o zi de Crăciun. E ziua în care Iisus la noi a venit. Și pot să cânt tot așa, cred, o colindă care ție îți place foarte mult. Din mine de stele de pe cer, această stea poartă un mister, iar mesajul ei a fost și e mereu. A s-a născut Fiul lui Dumnezeu. Îmi amintesc când am tradus colindul ăsta în urmă cu
nu zicem câți ani, matematica, matematica să rămână deoparte, deci ați sărbători. Aș vrea, în încheierea timpului pe care l-am petrecut împreună aici în studio, să aduceți fiecare un gând și fiecare să aduceți o urare pentru cei care ne ascultă, un secret, un fel în care să putem să sărbătorim fără să pierdem din vedere esența sărbătorii. Un sfat practic, cum să sărbătorești Crăciunul, astfel încât în momentul în care chiar vii la biserică, să nu fii prea obosit, să nu fii prea plictisit, să nu fii prea, nu știu, sătul de muncă. Care e gândul vostru, Beni? Eu stau să mă gândesc în dreptul meu ce m-ar motiva. Cel mai corect, așa este, și cel mai sincer. Cred că faptul că un rege a venit pe pământ pentru mine, o ființă care a lucrat mai mult decât mine, care e mai inteligentă, e superior din toate punctele de vedere față de mine, a ales să ajungă un om ca și mine, doar asta mă face cel mai mult să-i dedic lui viața mea. Să fim conștienți de cine este cel pe care îl sărbătorim. Exact, pentru că nu este un oarecare. Așa. Să nu ne scape din vedere puterea lui și măreția lui până la urmă. Pentru că altfel ne sufocăm în prea multele lucruri și în prea multele, nu știu, chestiuni cotidiene și putem să uităm. Exact, exact. Emima? Eu cred că nu ar trebui să ne lăsăm distrași de luminițe și... Deși sunt frumoase. Da. Și nu cred că sunt o concurență pentru sărbătoare dacă reușim să... Da, exact. Nu ar trebui să punem chestiile materiale mai presus de sărbătoarea în sine sau pe Moș Crăciun, mai presus de Salvatorul nostru, de fapt, care s-a născut. Așa, deci ar trebui cumva să... Tu spui ce spune și fratele tău, nu? Să ne gândim că sărbătorim pe Hristos și două alte lucruri care pot să ne fure privirea. Adi? Ziceai de lucruri practice. Eu cred că ar trebui fiecare dintre noi să devenim mai buni organizatori ai timpului nostru, pentru că ok, de sărbători trebuie să facem curățenie, dar asta nu înseamnă să o facem în ajun de Crăciun. Probabil că femeile fac de mâncare, asta nu înseamnă că trebuie să o facă în ultima clipă. Și știu eu toate lucrurile care trebuie făcute să se facă din timp, să se facă organizat, în așa fel încât să avem pace de Crăciun, în așa fel încât să nu fim stresați. Tot așa, un alt sfat practic, să nu mâncăm prea mult, că atunci cu siguranță nu ne vom simți nici bine. Nici la colind, Beni. Da, nici măcar la colind. Sau dacă mâncăm prea multe prăjituri la colind, un sfat practic, să mâncăm niște castraveți acri. Dacă tot veni vorba de sfaturi practice. Deci, până la urmă, înțelepciunea și conștiința a ceea ce sărbătorim, eu cred că cel mai mare pericol exact acesta e să uiți ce sărbătorești și să te ocupi de alte detalii, să consideri alte detalii mai importante decât pe sărbătorit în sine. Și cred că, deși știm aceste lucruri, e important să le amintim, să ne amintim mereu, Hristos a născut în Iesle pentru mine. Dacă aș fi fost singurul om de pe pământ, doar pentru vina mea, doar pentru lucrul negativ din viața mea, El tot s-ar fi născut. Și de aceea să lăsăm deoparte, să ne facem ordine în viață, în timp, în case, în suflete și să sărbătorim. Și înainte de a muta, de a urmări un clip și a ne pregăti să colindăm împreună, aș vrea să faceți o urare celor care ne ascultă, celor care sunt cu noi pe internet, care probabil nu vor veni în această seară la Betania să colinde. Care este gândul tău pentru ei? Oricare aveți microfonul. Ne pare rău că n-ați putut ajunge din motive obiective. Sperăm. Dar ne bucurăm că o să fiți alături de noi pe internet și veți putea să ne urmăriți. Domnul Iisus să fie cu voi în casele voastre, să vă dea pace în inimă și liniște în suflet. Adi? Eu vă doresc ca să înțelegeți și să trăiți adevărata semnificație a Crăciunului, să aveți un Crăciun liniștit, fericit și binecuvântat. Emima? Eu vreau să vă spun să nu lăsați acest Crăciun să treacă ca o încă sărbătoare. Bucurați-vă de ea, împărtășiți bucuria voastră cu cei din jur
și Crăciun fericit! Într-adevăr, bucuria poate fi contagioasă și pentru că de mult îmi doresc lucrul următor, aș vrea să vă aud pe voi doi, să cântați o urare de Crăciun tuturor celor care ne ascultă așa în încheiere. Crăciun fericit! Adi, tu poți să-i acompaniezi. Sper ca după această transmisie live să rămânem prieteni. Hai să auzim urarea de final. Crăciun fericit! Feliz Navidad în limba română. Se cântă la Colind în fiecare an. Cum să n-o știți? O să vă întreb pe unde ați fost la Colind. Crăciun fericit! Crăciun fericit! Crăciun fericit! Să fie așa cum ți-ai dorit! Crăciun fericit! Crăciun fericit! Crăciun fericit! Să fie așa cum ți-ai dorit! Eu îți doresc un Crăciun fericit! Eu îți doresc un Crăciun fericit. Eu îți doresc un Crăciun fericit. Să fie cum ți-ai dorit. Mulțumesc! Și eu vă doresc un Crăciun fericit și vă așteptăm pe cei care ne urmăriți pe internet să veniți de aceste sărbători, să vă bucurați împreună cu noi. Iar gândul meu pentru voi în prag de sărbătoare este: sărbătoriți-L pe Hristos. Sărbătoriți-L din toată inima. Amintiți-vă de anii în care a treia zi de Crăciun v-ați spus: oh, dacă ar fi din nou Crăciun, aș face cu tare lucru. Și faceți lucrurile acelea de acum. Învățați din greșelile din trecut și lăsați ca bucuria să vă inunde viețile, ființele și mai ales nu uitați să vă plecați înaintea copilului născut în Ieslea din Betleem. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi. Eu sunt Crina, Emima, Beni și Adi, pe care o să-i vedeți imediat. Mulțumim, Petrică! Mersi. Aceasta este biserica! Și vă așteptăm așadar împreună cu noi la o seară de colinde. Ne vedem sus! Crăciun fericit tuturor!